Brazilienele de la Brazi, așa sunt considerate jucătoarele de la Clubul Sportiv Brazi. La fel ca băieții de la Petrolul și fetele de la Brazi sunt pe primul loc în campionat. Ele au reușit scorul etapei 7-0 împotriva piteștencelor de la FC Alice & Tunes. Deși sunt studente, barmanițe sau casnice, pe teren fetele joga bonitum. Dovadă și golurile marcate din orice poziție de Nina, Romina, Burtică sau Mihaela. Iar acest lucru le face să se bucure de fotbal prin adevărate demonstrații de stradă. Să avem grijă să ne accidentăm și să evoluăm la fel de încrezătoare și cu chef de reușită. Le mulțumesc fetelor pentru dăruire și pentru faptul că au respectat ceea ce le-am spus înainte de joc și pe parcursul lui, evident. Braziul este singura comună cu echipă în prima ligă feminină. Primăria finanțează echipa, iar fetele au prime cuprinse între 50 și 70 de lei. La meciuri, asistența medicală se bucură de prezența unei mașinuțe, așa cum se întâmplă pe marile stadioane. Contează foarte mult imaginea care aceste fete o aduc comunei Brazi și prin aceste rezultate probabil că la nivel național comuna Brazi va avea o imagine deosebită pentru tot ce se întâmplă nu numai în fotbalul feminin și ca imagine a localității noastre. Etapa următoare, brazilienele de la Brazi joacă la Cluj, acolo unde vor să câștige pentru a fi în continuare cele mai tari din Liga Națională.